Cunoaștem foarte bine acest scenariu, cunoaștem foarte bine ce au făcut aceste personaje pentru viața Bray Leonard, adică nimic. Mi-aduc aminte de domnul Dănilă, cât a fost viceprimar, singura lui realizare, zero fonduri, zero proiecte, este doar strada Carantina unde a luat decizia să facă acele mobilițe astfel încât să fie restricționat viteza de tonaj pe acea stradă. Dar să ne aducem aminte de domnul Dănăilă, de pădurea Stejarul. Să ne aducem aminte de domnul Dănăilă, că lumea vorbește, că a lăsat oameni fără case, prin Muntrumul Bacare. Dacă ei consideră că vom uita, brăilei vor uita aceste lucruri, se înșală. Eu am fost foarte transparent și mă refer la un proiect astăzi votat de consilier, un amendament care până la urmă nu era eficient. Și o să vă dau la dispoziție ce buget de dezvoltare au OAT-urile respective. Consiliul Județean are posibilitatea de a ajuta comunele și am ajutat de fiecare dată prin proiecte de cofinanțare, dar încadrându-ne într-o sumă bugetară. V-am repetat și nimeni n-a scris și am rugămintea, poate intervin încă o dată, bugetul Consiliului Județean, un buget votat și asumat de un guvern PNL, este mai mic cu 10 milioane de euro. Sunt de acord să dăm mai mulți bani primăriilor, dar să le dea guvernul PNL. Acești jucători, acești îngerași pe care fac o îngeraș și politici, nu chiar sunt îngerași și brăilenii știu. În continuare eu voi promova proiectele brăilenilor, mă voi ocupa de reabilitarea spitalului și am spus-o de fiecare dată că sunt probleme acolo, dar problemele trebuie rezolvate în timp, iar reabilitarea spitalului județean se face în timp, nu pe unii din degete. Vă readuc aminte când domnul Dănăilă mă îndemna să dau drumul la secția de cardiologie și pediatrie. Era penal. De aceea, și răspund acum de ce facem contract de consultanță cu firmă de avocatură. M-am consultat cu juriștii noștri, mi-au dat un răspuns mai pe așa, ca pe înțelesul meu, dar pentru a-mi asigura un răspuns favorabil și o decizie corectă, am întrebat avocații, care sunt imparțiali și mi-au spus nu este corect și trebuie să faceți proceduri legale de luarea a clădirii, de luarea cărții tehnice, trebuie să faceți achiziție pentru corpul de legătură, ceea ce am și făcut. Și uitați că chiar mâine este ordinul de începere, vor fi echipa constructorilor acolo, au termen 10 luni de zile să construiască acest corp de legătură pentru a asigura circuitele funcționale ale secției din punct de vedere al situațiilor de urgență și din punct de vedere medical. Clădirea nu era funcțională chiar dacă o mutam noi. Întotdeauna mi-au propus lucruri de a mă duce în zona penală. N-am să fac lucrul ăsta niciodată, ci chiar dacă s-au făcut mici retușuri, mici greșeli la unele proiecte, le-am rectificat, cum a fost cazul astăzi și la acel proiect la bibliotecă. Tot m-au acuzat tot mandatul că nu atragem fonduri europene. Domnul Iordache spunea de TNT-ul care avem promovare. Păi este în cadrul proiectului banii ăștia. Sunt asumat de AME prin contractul de finanțare. Trebuie să respectăm întocmai etapele unui proiect european. Nu am făcut-o eu ca am vrut eu. Oamenii ăștia trebuie să spunem brăilenilor că ei nu vor binele brăilenilor. Ei vor binele grupului lor de interese. Dănăilă, cu domnul Boboc asumat prefect PNL, cu domnul Iordache. Ăsta este grupul de interese. Mi-aduc aminte și citeam zilele trecute un comunicat al doamnei deputat Ioniță, care l-am apreciat, unde spunea că nu este de acord ca acest virus, care este la nivel mondial, unde ne îngrijorează pe toți, să nu ducem în dezbaterea politică. Domnul Dănăilă trimite un comunicat de presă unde coronavirus este asimilat cu PSD-ul. Mă, dar chiar tot răul din lumea asta, din țara asta, din brăilenilor, este asumat doar de PNL? Este vina noastră că este soare? Este vina noastră că plouă? Este vina noastră că bate vântul? Este vina noastră că toate lucrurile rele se întâmplă din vina PSD-ului? Măi, îngerași ăștia politici nu sunt îngerași. Sunt în mantii albe de coarne. Brăilenii trebuie să știe.
niciodată n-au venit decât cu amendamente care nu aveau logică și au dus totul în ridicol astfel încât să facă panorama. Cum putem noi să majorăm cofinanțările UAT-urilor când sunt independente din punct de vedere financiar, i-au primit bani și de la guvern, au fost alocate pe cota aia de 7,5% corect față de mine în calitate de președinte, mai vor încă bani. Și noi trebuie să ne gândim la viața brăilenilor. Spitalul județean nu este al Consiliului Județean. Spitalul județean este al brăilenilor, inclusiv al UAT-urilor. Drumurile județene nu sunt ale Consiliului Județean. Sunt ale brăilenilor care circulă pe ele și trebuie modernizate. Îi deranjează faptul că am atras fonduri europene, că am semnat contractul TNT-ul și încep lucrările pe acești 60 de kilometri de drum județean din fonduri europene, că urmează un alt proiect european de 18,5 kilometri, că am asfaltat în fiecare an zeci de kilometri de drum județean și o să ajungem la o cifră care nu s-a întâmplat niciodată, pe nicio guvernare, decât pe mandatul meu. 300 de kilometri de covor asfaltic într-un mandat de 4 ani.